bucată, mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur să te în văd. În cea mai bogată localitate din România. Suntem la Snagov. Unii zic că nu, unii zic că da. Hai, hai. E, bogăție mult aici. N-am văzut o dacie. Ăștia care stau pe aici cam sunt bogați. N-am văzut o dacie și n-am filmat până acum mașină din asta. Azi ți-am făcut niște surprize, că de obicei tu faci mie surprize. Mi-ai trezit niște amintiri. Ți-am adus Fordurile acasă. În tinerețea mea m-am plimbat cu o mașină de genul ăsta. Și mi-a plăcut foarte mult. Să o vedem pe asta cum se prezintă după atâția ani. Este a doua generație de Ford Mondeo. Ford alege denumirea asta înlocuind vechiul Sierra, o altă mașină clasică cu care eu m-am plimbat în tinerețea mea, dar nu am prins niciodată una să o filmăm. Și aia e o mașină, e un Ford cu tracțiune spate, ca și Scorpio, altă lume auto. Mașina asta cumva e parte dintr-un segment care atunci a transformat lumea auto, iar acum nu mai există. Pentru că nici Fordul Mondeo nu se mai fabrică. Însă această a doua generație a avut luptă grea. Pentru că apare în 2001 și iese din scenă în 2007, fiind eternul adversar al Passatului B5.5. E, și românii, ca și ceilalți europeni, le-au cumpărat și le-au îndrăgit. Pentru că un astfel de Ford Mondeo tot timpul avea un preț mai bun. Părea și poate chiar era mai dotat decât un Passat. Nu avea brațelele multe pe față și costisitoare. Dar avantajele lui cam pe acolo se opresc. Pentru că și atunci, ca și acum, Ford a avut problemele de coroziune. Și pe Mondeo au fost prezente de vreme. Astăzi, în traficul din România, rar mai vezi un astfel de exemplar. La fel, cred că a pierdut cumva chiar și în fața Opelurilor. Păcat, pentru că de mers, mașina asta chiar merge foarte bine. Suspensie spate independentă, o bună repartiție a maselor, așa, pe platformă și un tren de rulare țapăn. E, o să vezi că e aproape la fel de rigidă ca un BMW. Da. Restul, Ford a complicat lucrurile. Motoare și pe benzină și motorină și cilindre peste 2 litri, cum astăzi nu prea mai există. Dar de unde se deschide capota? Cred că îl desfaci cu cheia din emblemă. A, da. Uitasem cel mai tâmpit lucru la această generație. Te rog. Cum să construiești așa ceva? N-am înțeles niciodată. N-am înțeles. Probabil pentru... ca asta că și siguranța e tot din cheie. O dai odată într-o parte și odată... A? Așa, și odată în partea cealaltă. N-am înțeles, pentru că se întâmpla foarte des să rup cheia și să rămâi și cu mașina în pană și fără cheie ca să încerci să o pornești. Aici TDCI-ul în varianta de 115 cai e un motor bizar. Nu vi-l pot explica tehnic, însă pot să vă spun că are o distribuție combinată de lanț și de curea. Greu servisabil și cu probleme pe partea asta de pompă, de porniri, de injecție, mult mai frecvente decât la concurență. Ce-i drept, Ford schimbă, sunt multe motorizări, există și un 2.2 pe motorină și un 2.0 cu mai multe, și 2.0 cu mai multe puteri, dar nu sunt optimizate cumva. Chiar dacă sunt prezente și pe celelalte, și pe alte modele, Mazda și Peugeot, singurele care
s-au descurcat cum trebuie, au fost cele de pe Peugeot. Pac. Asta a fost compartimentul motor. Cutii de viteză nu există cu dublu ambreiaj, abia la modelul următor apar celebrele Power Shift. Și lucruri de Ford, dar noi am filmat astăzi un Ford mai nou, cu vreo 10 ani mai nou. Parcă în Fordul ăsta e un pic mai bun plasticul. Te urci la volan? Da. Sau vrei să urci în spate? Cum vrei să... Hai să ne urcăm și în spate, să vedem cum stăm. Ha, să trecem și pe la portbagaj. Să deschidem, să vedem că avem aici un hatchback. Exact ce le-a plăcut românilor. O capacitate de încărcare uriașă. Și cu o gură de încărcare largă. Televizor, frigider, mașină de spălat. În orice format. De preferință Hyundai. Aici avem o roată de rezervă tot. Ia, alegeți. Hai, urcă-te pe partea asta, să vedem. Să vedem cum stăm în spate. Deci Passatul B5.5 era renumit pentru locul din spate. Dar, bineînțeles, e altă. Aici avem o amplasare motor transversal versus motor longitudinal, cu tot o altă construcție. E loc. Bancheta moale, confortabilă. Și spate. Cum se făcea odată. Acum nu mai găsim... Așa ceva. Așa ceva. Avem banchetă încălzită. Aici, pe spate. Geamuri electrice. O echipare interesantă mașina și o să o vedem în față în timpul mersului. Și Ford a știut să, cumva să jongleze cu partea asta de opțiuni și de opționale. Un model Ghia era deja wow. Da? O, ia mișcă puțin. De aici s-a inspirat un alt producător. Bine, Ford fabrică de mult în Turcia. Cine știe, poate există un numitor comun. Mașina asta, fie atent că e încălțată cu niște anvelope foarte interesante și destul de rare, dar care eu înclin să cred că sunt foarte bune. Făcute în Polonia, Kleber, modelul Chris, alb de iarnă. Și, apropo de ele, mi se pare genul ăsta de floare, primul rând complet simetric, unul dintre cele mai bune tipuri de anvelope de iarnă. Chiar dacă e un model vechi, ca prestanță, și Michelin a folosit floare din asta în trecut, și Goodyear. Păi probabil că ei folosesc matrițe mai vechi de ale lui Michelin. Nu știu cine îl produce, Kleber. Michelin, oare? Sincer, nu știu. Nu cred că e al lui Michelin. Cred că e al lui Goodyear. Probabil. În fine. Hai să probăm acest Ford. O să mergem amândoi cu ea. Mergi tu la dus, merg eu la întors, că chiar vreau să merg și eu cu mașina asta. E o mașină rară. Exact. Ne vedem la bord. E o mașină rară. Gata, l-ai resetat, ai văzut? Miles per gallon. Miles per gallon. Ascunde-l. Nu, ascunde-l din bord acum, știi? Stai așa. Și ascunde-l. Stai așa. Îi dăm drum? Dăm drumul. Scaune încălzite. Climatronic. Singură zonă, dar e foarte fain. Un pic cam zgomotos, până se va încălzi. Dar totuși, vezi, e un habitaclu mare așa. Ergonomia lui Ford. Da, scuză, mai e o consolă coborâtă aici. Dacă mai te dai cu scaunul puțin mai în spate, ca pasager chiar... Îmi aduce aminte de Vectra, model A. Vectra B, ea e cam contemporană cu C-ul. Mă rog, da. Hai să ne mișcăm puțin, să vedem ce zice. Mamă, trâncăriciu e cu noi. Da, scaunul ăsta s-a încălzit imediat, ești nebun la cap. Da, să știi că Fordurile se încălzesc. Păi, sunt mașini moderne, se încălzesc după... Ia să ascultăm aici pe bucățica asta de drum, care nu e chiar ce trebuie. Câți kilometri are? 260.000. E... Mașina unui proprietar, unuia dintre voi, unui urmăritor înrăit, dar foarte discret și foarte vertical în comentarii și în dialogul cu noi, care o are de foarte mulți ani. Ne-a povestit tot istoricul ei,
E o mașină care a trăit în România de foarte mulți ani și care i-a deservit cu drag și s-au atașat de ea și au zis, bă, nu, o vom păstra, nu are rost să o mai vinde, valoarea ei comercială e mult prea mică, dar ca vehicul și ca mijloc de transport, îți faci treaba cu ea. Uite ce volan frumos, vremea ei. Inserție de lemn. Găseam la mașină de lux. Ce să zic? Nu arată rău la interior și nu-și prea, adică și arată, sunt urme de uzură, pici picolo, dar totuși sunt și foarte mulți ani trecuți peste ea. E mașina din 2005, are 19 ani. Simte direcția grea, este servo. Aici nu ai direcția de la... Este hidraulică. Hidraulică, exact. Cu pompă de servo, cu acțională de curea. Lucruri clasice. Sunt curios când se ridică acul la apă. Dar funcționează, vezi? O cutie în 6 trepte, ceea ce e grozav pentru perioada ei. Păcat că astăzi manualele sunt pe cale de dispariție. Deși costurile de producție al unei astfel de transmisii mi se par mult mai scăzute decât al unei automate. Mă rog. Nu știm... Sau probabil că chiar așa, publicul n-a mai cerut manuale și s-a mers spre soluție complet automatizate. Cup holder, unul aici, unul aici. Asta e foarte interesant, are o geometrie din asta, o arhitectură, pac, se desface în formă. E brutală. N-are nu e rafinată. Singurele din generația asta, mașini de până în 2008, cred că asta este Euro 3, cred, la anul de fabricație. Singura care are rafinament în mers sunt Peugeot-urile. Atât, restul sunt brutale. Dar funcționează. Da, e o mașină mecanică, plăcută și... Nu știu, îmi trezește amintiri. Nu, că știi ce se întâmplă cu mașinile astea? Eu am mai filmat. La de fiecare dată când filmez o mașină cu care noi am crescut în... Cu care ne-am maturizat cu ele, admirându-le, descoperim cât suntem nebătrâni. Parcă ieri le-am văzut noi, prima dată expuse în... Pentru că anii 2000 au dat startul vânzărilor de mașini noi în România, la majoritatea producătorilor. Parcări le-am văzut expuse în showroom-uri, în parcările publice, în evenimente din astea, prin piețele orașelor. Ne și arată cât de mult au evoluat lucrurile în cei 18 ani. Foarte mult. Mi-aduc aminte că am condus mașină similară cu asta în 2007 și eram atât de încântat de ea. Ia uite, încă una aici. Asta e sedan, cred. Motorul ăsta permite și un mers mai subturat. La generația asta Euro 3 nu se va înfunda nimic. Poți să mergi cu el, merge cu aro. Cred că funcționează și cu ulei, cred. Ulei de gătit sau de transformatoare, de care aveți. Dar îmi place foarte mult, să știi. Și viitorul, prezentul Puma făcut la Craiova. Nu mă așteptam niciodată în 2005, când mașina asta se vindea, că Ford va ajunge să facă mașini în România. Nu credeam, n-aș fi crezut niciodată. Ideal ar fi ca în România să avem măcar un 5 producători de mașini, nu doar de subansamble. La câtă populație avem, la ce întindere, la resurse, la specialiști, la mână de lucru.
Poate, poate mai furăm de pe la vecinii maghiari care au adoptat o marcă japoneză și au 3 producători premium. Adică singurii producători premium. Restul. Îmi amintește de Passat B5. Să știi că... Are tot linia aia așa cum val de mers. Dar deși sunt construite diferit. Passatul B5... Era puțin mai rafinat. 1.9-le, bare când accelerai bine, motorul pus la dinamic, se ridica, că se ridică așa de bot, parcă senzația că de vapor, că a plecat și că nu se mai oprește. Astăzi mașinile, chiar și cele pe motorină, au alte reglaje, alt rafinament. Aduți aminte când m-am urcat eu prima dată în audio tău, când m-am făcut de râs, pot să spun acum, pe clip, eu am crezut că e pe benzină, până n-am văzut turometru. A ajuns apa la 90 de grade. Încălzit de diesel. Din generația lui. Diesel antic, dar trainic. Funcțional, exact. Trainic, da, motor trainic. Au fost problema și bine, probabil că au fiecare exemplar a trecut prin niște reparații ca să prindă ani și kilometri ăștia, dar ne amintesc în perioada aia că românii le cumpărau. Evident, le cumpărau la un preț mai bun decât Passaturi sau decât Audi sau decât BMW Seria 3. Dar mecanicii spuneau, domne, vedeți că pe la pompă sunt probleme, pe acolo sunt probleme și poate să te coste reparațiile mult. Proprietarul spunea că, din fericire pentru el, are un mecanic care îi ține mașina din scurt și mașinile îți spun din timp dacă urmează anumite probleme. Apropo de chestia asta, văd că unii spun, domne, ai fost de 5 ori cu ea pe an în service, e o troacă, a mea nu s-a stricat niciodată. Știu. Perfect de acord. Dar sunt mașini ale anumitor producători care te cam trag de mânecă și care îți cam bat la ușă. Și spun, vezi că urmează ceva, dacă ai puțină experiență la volan, ca șofer, dacă mai te duci pe la câte un mecanic, așa, cu un service din când în când, oamenii ăia îți vor spune, bă, vezi că mașina ta cere, nu te va lăsa, gata, nu mai mergi. Pentru că mi se pare mult mai corect o astfel de mașină de producător care spune, bă, urmează, pregătește-te, decât o mașină care merge perfect și într-o zi a crăpat. Corect. Îmi place foarte mult detajarea cutiei, să știi. Ia că avem un cățel aici care ne pune probleme. Ce facem, mă, stă numai în fața mașinii? Bă, du-te, bă, acasă, dar n-ai casă, mai unde să te duci. Of. Bă, du-te, bă, acasă, mă. E speriat. Da. În fine, să ne întoarcem la realitatea României. Adică uite ce cuplu are. Că aici curge motorină direct. Nu trece nimic prin nimic, nu se întorc gaze, nu... Depășim un Cayenne. De ce nu? Ia de ea 6. Mai durează. Ce putere are și ce cuplu are, da, de fapt. Uite și fii atent că la 140 la oră avem 2500. Aproape 2500. Foarte lungă etajată cutia. Foarte mișto cutia. Și mașina calibrată așa. Nu e nici gălăgioasă, nu e nici cea mai silențioasă, dar nu pot să zici, bă, nu pot să mă înțeleg în ea, nu pot să stau în ea. Bravo Ford. Da, între a 6 la 120 la oră avem 2000 de rotații pe minute, foarte bine. Ho-ho. Perioada ei. Ceva probleme la frâne, cred că avem... Tot e trierii original. Da, are ceva probleme la discuri, uite cum trebuie rămâna, nu? Oricum, o astfel de mașină nu mai costă enorm sub ansamblu din astea de suspensie, de frânare, dar raportat la prețul ei de piață, parcă nu-ți mai vine să mai bagi 10 milioane sau 1000 de lei, 1500 de lei în un sistem de niște discuri și plăcuțe de calitate. Noi. Mergem pe traseul tău? Da. Am. Mergem pe trasa. Aici avem o frunză prin ventilator, ceva care la balansul mașinii atinge în palete. Sau paletele în sine au joc în ax și ca la vapor se strâmbă ilicea în mers, schimbă traiectoria. Uite ce cuplu.
Noi, eu am mers cu una din asta de 2-2, de 155 de cai. Bă, știi cum era? Bă, brutală! Super mișto, mașină. Te zăpăcea când trăgea așa în repriză. Ah, și apropo, ceva ce astăzi nu mai găsim la multe mașini. Mânere de ținut mâna la toate patru locurile. Nu se pune. Bă, unde te duci cu ea așa tare? Bă, punem pariu că merge cu 120? Hai să-l urmărim. Da. Cât avem noi? 120. Fix cu 120. Ce? Știi tu vorba aia? Iarna nu-i ca vara. Dragi... O premieră națională. Un Ford de 20 de ani a trecut pe lângă o Tesla nouă. Deci, dragi iubitori de mașini electrice, și eu sunt unul dintre voi. Și eu la fel. Dar de ce îți cumperi o mașină de 300 de cai ca să mergi cu ea, cum mai merge cu una de 70 de cai? Pentru că eu pe drumul de la Craiova până la București astăzi, pe pseudo-autostrada noastră, am văzut două exemplare care mergeau pe banda 1, banda 1 fiind un fel de drum comunal. Da, mă rog. Asta e mașina electrică. Da. Dacă poți trăi cu ea așa, ia-ți-o, dacă nu, eu nu pot trăi cu ea așa. Ia uite, mă, și pe vorbirea de el tot episodul. Una din asta trebuie să filmăm amândoi. Pe 5 și 5. Are un prieten de-al meu de la Calafat, eu am filmat-o odată, Romeo, una cătă, băi, impecabil, a dat o grămadă de bani pe ea. Băi, impecabil, e 999, a luat-o de la o bătrânică din Germania, nu mai știu exact povestea, dar este 999, a dat și foarte mulți bani pe ea. Merită. Bă, merge perfect. Merge perfect. Dar e 1.9 AVF automat. Am filmat-o, puteți să vedeți, revedeți episodul pe canal. Deci mașina asta merge grozav. Deci mașina asta merge ca o mașină nouă. Merge mai bine decât multe mașini noi. Ce frumos etajată cutia. La 2500 de tur avem 150 la oră. E incredibil. Da. Uite, foarte, vezi, asta e o chestie bizară la Ford. La manuale au stat foarte bine, la motorizări destul de bine reglate, calibrate. Bă, dacă n-au trecut la automate, la astea cu dublu ambreiaj sau cum le numesc, S-au zăpăcit. De exemplu, power shift-ul e cum e, dar cele 10 viteze de pe Ford Ranger Raptor și tipul de management al ei este un pic haotic. Mașina aia efectiv schimbă într-una viteze. Parcă n-ai nevoie de atât de multe, nu știu. Uite cât de bine au calibrat-o pe asta. Care e o banalitate, dar mă rog, ca să nu mai vorbim că developmentul pentru mașina asta a fost făcut în anii 90, dacă ea a apărut în 2001. Ar fi interesant să găsim una din asta nouă. Oh, da, la un pasionat, un întreținut, așa, în mod exemplar. Și cu motorul ăla de 2.2 pe motorină. Da. Sau un benzinar de 2.5. Mi se pare că au avut și 3.0 benzină. Ce cuplu are în urcare? Te oprești pe doamna aceasta, mă lași pe mine, cred că sunt încântat. Dar este mecanică simplă. Aici curge motorină direct. Cât te curge, atâta folosește. Nu mai gândește ce face cu gazele, pe unde le duce, pe unde le întoarce, stai așa. Paleta aia, galeria aia, filtrul ăla, ghereul ăla, nu, tati, direct. Ia, bagă pe aici, pe undeva. Zăm butonul magic ca să... Nu, ne ceartă nimeni, că nu încurc, că am sărit într-un minut. Ia uite-l, bă. Ia uite-l, bă, cătă, bă. Bă, suntem în patria bogaților aici, mă. Venirăm bine. Apropo, tu știi că eu înainte să am primul Passat B6, am avut Mondeo de după asta, următorul. Și Mondeo ăla m-a făcut să-mi iau Passat. Foarte mișto ergonomia așa din ea, cum te simți, da?
nu sunt chiar, am ce direcție grea are. De mult am mers cu o mașină cu direcția așa de grea. Asta e un Ford beton. Deci chiar e un Ford beton. Să știi că eu am avut BMW E46 320D cu 5 viteze și îmi place mai mult cutia asta. Etajarea. Ăla al meu era destul de turat pe autostradă. Păi, de mult ce trage! Trage în obraznic pentru 115 cai. Da, cred că e un pic, poate e un pic și umblat pe la ea să aibă un... un debit mai mare. Un ceva... Asta depășim o mașină hibrid care sigur consumă mult la viteza asta. De fapt, viteza asta e mult mai mică decât viteza de autostradă, că noi avem viteza de autostradă. Și să le explicăm că diesel rules și still rules. Se simte așa un pic pe suspensie, pe direcție, că nu mai e chiar totul nou. Dar sincer, mergi cu ea ca cu o mașină modernă. Să știi că merge mai bine decât Focus-ul la... mai la mai nou. 1.0. Mult mai bine. Da. Se simte clasa. Clar. Și mașina asta a fost raportat la timpul trecut și la valoarea banilor a fost mult mai scumpă decât o mașină făcută o decadă și ceva mai târziu. Per total, în lumea asta auto nu mai avem așa multe mașini trainice care să învingă timpul. Da, nu a avut ea nimic opulent, nimic lux, nimic wow, dar uite, are o trăinicie din asta care se simte, încă se simte și la anii ăștia care au trecut peste ea. Nu aici ieșim, nu? Ba da. Aici? Aici. Bă, într-adevăr, discurile de frână nu mai sunt în cea mai bună stare. Dar scuză-mă, frânează! Dar cum trage? Văzuși că asistență la frână de urgență, da. A prins avariile, bă, prea tare. Prea tare. Curba asta, să știi că eu tot timpul aici fac teste cu mașinile. Okay. În virajul ăsta. Mașinile bune merg cu 100. Asta mergea bine la 80. Mergea așa asta, dar nu, nu vreau să o forțez, că totuși cu ăștia mai bătrânele, așa mai cu rulaj, se poate întâmpla orice. Mi-e un pic frică cu ea, știi? Și e mașina omului. Exact. Îi mulțumim că a bătut drumul până aici, ne-a pus la dispoziție, dar chiar e o mașină care mi-o doream să o filmez. Și mă bucur că încă mai sunt în circulație și funcționează. Mi-a pus zâmbetul pe față. Ia stai să facem o chestie, că toți suntem aici. Bă, clebăr, astea sunt bune, să știi. O, ne ieșim. Ce e asta? I3. O spinare de bani. Bă, sunt bune anvelopele astea. Bine, e și uscat astăzi, bucata asta de drum, dar pentru niște anvelope de iarnă, bune. Și zice, ar mai trebui să găsim noi să filmăm amândoi. Skoda Superb, prima generație. Ar fi interesant. Și uite, eu mă uit în oglindă, o accelerez și o duc în ture, bă, nu scoate fum. Ha! Bine, nu regenerează. Bă, ce să regenereze? N-are ce să regenereze. Bravo, mă, Ford. Vezi că acum ea îți spune că e subturată. Îmi place foarte mult cutia. Ok.
Oricum, sunt producători care încă nu reușesc să calibreze motoarele pe toate cutiile de viteze care le au, sau toate motorizările care au pe toate tipurile de cutii de viteze. Și de asta sunt mașini care consumă mult și nu au performanță. Aici ce este? E un centru de bătrâni, Brazil. Trebuie să încep să mă gândesc și eu la un viitor din ăsta. America, nu? Și pe mine mă bate de mult timp gândul ăsta de America. Că mai bătrânim un pic, ne mutăm. Eu mă mut în Texas undeva sau în Florida să fie cald și mă apuc de urmărit uragane. Iau un Jeep Grand Cherokee sau un Volkswagen Atlas. Mi-l blindez cu table din alea. Poți să-ți iei un pick-up să-i faci în spate dormitor, în benă. Și că e o meserie foarte, și sunt YouTuber, canale de YouTube bune de tot pe tema pe care fac chestia asta, cu miliarde, cu zeci, sute de milioane de vizualizări, dar sunt și oameni care au murit. Sunt sigur că e riscat. Au murit de curând, nu știu, nu cred de curând, la unul dintre uraganele din recente, trei dintre o echipă din asta de erau foarte bine văzuți și apreciați. Și au murit, nu mai țin minte exact, deși aveau o mașină din asta foarte pregătită. S-au dat jos să-și recupereze nu știu ce echipament și i-a surprins ceva, a dus o tablă, ceva, care a căzut pe dos trei. Wow! Da. Să câteodată ești ceea ce faci și ceea ce faci te omoară. Vezi că avem un car kit Nokia. Păcat că avem și aici 30i. Bă, deci cu mașina asta chiar poți depăși orice la orice turație. Nu mi-au plăcut. Personal, Ford-urile mie nu mi-au plăcut. Deși am avut un Mondeo care m-a dezamăgit și a fost o mașină foarte ok, cu rulaj bun și nimic jerpelit la ea, dar defectoasă cumva, așa și costisitor de reparat. Și nu... După aia am trecut la mașină. Știi că eu foarte mulți ani am urât Volkswagen, nu vreau să aud. Dacă îmi spunea mie cineva în 2002, 2003, bă, o să ai tu arec peste 20 de ani, nu trebuie de ce nu mi-a dat struțul ăsta niciodată. Dar, din nou, e important să descoperi unul, să-l ai un pic pe mână și abia pe urmă, că sunt mașini care te impresionează din prima, cum e asta, bă, bași piciorul, bă, ce trage. Și sunt mașini care le descoperi calitățile după ceva timp. Sau după ce schimbi mașina. Exact, dar de regulă mașini care nu prea te atrag vizual, cum e Touaregul, prima generație, au multe de oferit în exploatare. Iar mașinile care te atrag vizual, când mergi cu ele, de fapt... Poți să ai o dezamăgire. Exact. Toyota CHR. Hai de capul meu, lasă. Am condus una Mihai. A plăcut? Da. Foarte mult. Știi ce mă gândesc? Dacă aș fi vânzător la Toyota, cum ai putea convinge un om să cumpere una? Ce să-i spui? Uitați-vă cum se aude. Ce? Cutia de viteze. Sunt vânzător de mașini și vreau să zic că într-o perioadă am vândut și turisme, cam un an de zile. Tot ce-l pe mine. Iar clienții de... Le-am vândut unor clienți care au încercat și Toyota. Deși Toyota avea motor 1.6 aspirat, 130 de cai, 136, nu știu cât avea. Când a condus IETA, 1.2 benzină, mi-a plătit avansul imediat. Mi-a zis că nu, nu are nicio legătură. Era un șofer de tir. Și omul mi-a zis, domne, degeaba are motor mai mare, fiind aspirat, îți dădea senzația de mașină leneșe, gurmandă, cutie de viteze, nu știu, cu rapoarte ciudate. Sincer, aș vrea să văd un parcurs din ăsta, nu extraurban pe autostrăzi, sau în oraș, între un Mondeo din ăsta și o Toyota CHR9. Să faci cu ele 30 de km în trafic. Să văd cine se dă jos mai odihnit și mai relaxat și mai satisfăcut de, nu știu, de mașina care a condus o oră aia sau cât îi durează călătoria. Și cu Mondeo ăsta pe la semafoare, dacă pleci cu el bine, lași în urmă multe mașini.
Și Toyotele sunt ok, dar nu știu, cutia aia de viteze eu nu pot să trăiesc. Sunt ok Toyotele, dar nu gamele astea entry level și ce ne vin nouă pe piață. Nu putem compara Toyota din State, din Emirate. Clar, cum să comparăm. Cu ce vine pe piață la noi. Aici la mașinile astea care cum să sunt pentru oameni, în jurul omului. Pentru că Toyota și Honda construiesc mașina obiect. Vrem să funcționeze, nu contează cum. Nu, da. nu contează ce, cum o percepi tu ca șofer. Mașina noastră nu se va strica. N-ai emoții în ea. Mașina noastră nu se va strica. Perfect, adevărat. Nu e alegere emoțională, e o alegere rațională. Dacă eu am 1,81 m și 110 kg, ce fac? Păi te duci la alți producători. Bună ziua. E făcută pentru Mr. Miyagi. Bravo. Butoanele pe dos. Care butoane? Alea sunt și la Cielo. Adică, iar la cele noi din prezent, cel mai mult și ce m-a frapat la ele, bă, fii mașini din țara electronici. Cum poți să ai un ecran atât de rudimentar? Că doar voi le faceți. Da, adevărat. Asta înseamnă că un cineva n-a făcut o corelare acolo. Toyota are acum ecranele pe care le avea BMW sau Mercedes în 2005. Păi asta zic. 7. Cineva n-a făcut o corelare. Bă, vrem ecrane. Păi le avem. Păi hai să le facem mai... Avem telefoane cu niște display-uri fenomenale și ne uităm în ecranul ăla de Toyota. Ce e de apreciat este că eu urmăresc YouTube din Emirate, să zicem, uit. Îmi plac astea mari, patroalele, Land Cruiser, alea pentru ei. Au și au ceva display, dar departe de europeni, dar au butoanele alea mari și funcționale, știi, care mie unul, hai să zicem că aș putea trăi cu un ecran mediocru, dar să am niște butoane țapene. Dar vorbim de Land Cruiser și de patrol, nu de din astea de serie, de sunt mașini de expediții, mașini exact. De teren greu, unde ai nevoie de simplitate. Mașina cu cât e mai simplă, cu atât e mai puțin stricată. Ca și vorbim despre Ford. Modelul ăsta nu s-a vândut în America. Asta e dinainte de platforma One, Ford și așa mai departe. Nu putem compara nici modelele Ford din State cu ce vine în restul lumii. Eu am văzut asta la Raptorul lui Sorin, un prietenul meu, care este făcut în Africa de Sud. E Ford, dar nu merge ca orice, ca resturile de Ford, știi? Mașina asta îmi spune că poți merge și prin toate dâmburile astea de aici, cu ce viteză vrei și nu va avea nimic. Deci un bătrân B6 aici. Apropo de lumea auto, dacă cauți pe site-urile astea de vânzări, Passat B6, cred că sunt exemplare și cu 7-8.000 de euro la mâna a doua, mașini care nu se mai fac din 2010. Cu kilometri puțin, într-o stare bună. Și sunt exemplare cu kilometri și într-o stare normală la un preț de 5.000, 4.500, 5.500 și 6.000 de euro. Eu l-am vândut pe al meu în 2020, adică acum 4 ani în ianuarie, cu 6.000 de euro din 2009. A crescut mult prețul. Deci data mașina așa păstrat. Sunt apreciată, prețul. Da. Păi oare de ce? Că sunt oamenii nostalgici, oamenii care vor fiabilitate. Mașini simple, funcționale. Funcționează mult și bine. Oricum, dintre multele mașini care le-am filmat, Fordul ăsta reușește să-mi câștige, nu știu, i-aș spune așa, mașina care mi-a arătat că old is gold. Chiar are culoarea potrivită. Și are și culoarea, chiar așa îi pune în titlu, old is gold. Să știi că mi-a plăcut cel mai mult mașina asta azi. Passatul știam, nu m-a impresionat așa de tare, că n-avea ce să mă impresioneze. E o mașină care merge. Da. Dar Fordul ăsta... Te duc eu. Mergem pe la Romeo să dăm o tură cu Passatul lui. Păi deci o pornire la ea către iarna, vara. Păi deci îți ia cheia din mână. Da, știu. Unchiul meu are una. Are și GLC. Dar își păstrează Passatul, nu poate să-l dea, renunță la el. E mașina lui, a avut-o de nouă, ține foarte mult la ea. A avut B5 de nouă? Da. Foaie de capul meu. Navigație. Câți kilometri are?
Nu știu, nu știu. Are destul de mult. Îți dai seama, da. E din 2005 mașina. Ia să, unde, la motor? Uite că o să vorbesc cu el. Ia să mergem să-i facem o dată când zi. Că? Îi facem o filmare. Merită păstrate cumva și arătate ce a fost odată. Însă mașina asta nu cred că a consumat puțin. Nici eu nu cred. La stilul nostru de mers, la ce... Am exploatat. Abuz, 8%. Abuz a primit. 6-1. Wow. Bă, 6-1 la, wow. La ce omor și-a luat. E wow. Bravo Ford. Un Ford bun. Știi care e chestia ciudată? Dacă mergem cu un Euro 6, care nu e Quad Blue, consumă mai mult, cred. Sau tot atâta. Unde e progresul? Ah, în silențiozitate, în rafinament, în... Dar mașina asta, în ciuda imperfecțiunilor ei, chiar e, merită un bravo Ford uriaș. Astea fiind spuse, aruncați și voi un ochi și pe pagina noastră de Facebook. Dați un like clipul ăsta, apăsați pe un clopoțel ca să fiți la curent cu ce postăm. Bineînțeles, dacă nu v-ați abonat până acum la canalul ăsta, abonați-vă. Și ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Bye bye. Bye bye.